Salutare, gașcă! Eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să dezvăluim secrete. Azi am postat un story în care v-am zis că vreau să filmez un nou vlog ca să-l postez pentru că n-am mai postat de ceva timp, dar nu știam exact ce idee să fac. Am vrut să fac ideea asta în care dezvălui secretele abonaților sau urmăritorilor, dar nu am știut dacă o să vă placă sau nu. Așa că am vrut să mă asigur că o să vă uitați la acest vlog. Și am postat un story pe Instagram în care mulți dintre voi ați spus că da, vreți să vă confesați, să fiți deschiși în fața mea și să-mi spuneți secretele voastre. Așa că am încercat să aleg cele mai spicy secrete ale voastre și în acest vlog o să le dezvăluim. Cred că o să fie foarte interesant, așa că vreau să vă uitați până la final și să apăsați pe butonajul ăla de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă încă nu ați făcut-o și să apăsați și clopoțelul ăla ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Și nu uitați să treceți și pe Instagram. Să-mi dați un follow, bibi.oficial, găsiți linkul în descriere. Să trecem la treabă și să începem să citim secretele voastre. Sunt foarte, dar foarte multe secrete de gen. Haideți să citim unul sau două, pentru că foarte multe erau în genul ăsta. Am avut relație de un an fără să știe mama. Sau am avut două relații nereușite și părinții nu știu, știu doar prietenele mele cele mai bune. Măi, eu nu pot să înțeleg chestia asta, cum reușiți voi să ascundeți o relație de un an sau o relație, orică e ea de o săptămână, de un an, de 7 ani, când eu nu am cum să le ascund alor mei. I don't know. Primul meu chiul, eu am început să plâng. Hai să vă spun și eu un secret al meu. Eu prima dată când am chiulit, pentru că orice adolescent face chestia asta, fix în ziua aia când am dat ochii în ochi cu ai mei, am început să plâng. De ce? Pentru că mi-era super rușine de ei. Iar ei ce au făcut? Eu în timp ce plângeam, ei râdeau. Pentru că li s-a părut foarte amuzant. Ei au crezut, s-au speriat, au crezut că am pățit cine știe ce. Și erau acolo, mami, azi am chiulit. Da, nu știu. Și probabil la chestia asta, cum am avut două relații nereușite și părinții nu știu, știu doar prietenele mele cele mai bune, probabil de asta au fost și nereușite, I don't know. Nu sunt aici să-mi spun părerea, doar să vă dezvălui secretele și să le discutăm așa un picuț, dacă avem ce discuta la ele, dar eu zic că părinții voștri ar trebui să știe de relațiile pe care le aveți. Pentru că ei au trecut prin viață și vă pot îndruma, vă pot ghida. Plus că tu, ca și fată, dacă ai un iubit, iar el știe că părinții știu despre relația respectivă, v-ați prins voi ce vreau să zic, o să fie mult mai responsabil cu tine, ca și fată, pentru că o să fie conștient că părinții tăi știu despre relația voastră. Plac un băiat, dar el are iubită. Ce să fac? Nu știu ce să fac, nu sunt aici să dau sfaturi, repet, încă o dată, dar eu zic să placi alt băiat. Am avut un prieten mai mare cu 4 ani ca mine, dar nu am știut. Cum vine asta? Sunt curioasă cât timp a fost relația, adică din moment ce timp, deci într-o relație n-ar trebui să știi măcar chestiile de bază despre respectiva persoană? Gen câți ani are, ce zodie e, hai că poate cu zodia cer prea mult, dar măcar câți ani are și numele. Sunt îndrăgostită de vărul meu. Mama mea! Spicy, spicy! Da, complicat. Știți că nu o să puteți niciodată să vă măritați pentru că rudele... Depinde! Cred că dacă e văr de gradul 2 sau al 3-lea merge, nu-i problemă. Da, la 12. Dacă e de gradul 1, nu, n-ai cum. Și sunt copii malformații, nebunii. De ce cu malformații? De aceea sunt. Ești copii cu malformații dacă sunteți de aceea sunt? Nu știu, cică, dar Adam și Eva cum ne-au făcut până? Vezi, nu se leagă ceva. Am 17 ani și am un iubit pe ascuns pentru că tata mea e de acord. Da, nu știu. Nu multe relații de-astea pe ascuns? Multe, foarte multe iubiri secrete. E o problemă de comunicare, probabil, aici, între copil și părinte. Which is not good. Da. Nici tu n-ar trebui să ai o relație pe ascuns, dar nici tatăl tău n-ar trebui să nu fie de acord, având în vedere că totuși ai 17 ani. Și o chestie firească. Nu e ca și cum ai avea 10 ani. Iubesc un băiat pe care nu-l pot avea.
Mi-a plăcut de un băiat, dar și prietenei mele îi plăcea de el în același timp. Și care a ajuns să fie cu el până la urma urmei? Îmi place de un băiat care mă înjură în continuu ce să fac. Tu mă întrebi pe mine ce să faci, eu te întreb pe tine de ce îți place de el, din moment ce îți vorbește urât. Prietena mea are 16 ani și e însărcinată și nimeni nu știe, doar eu. Wow! Ok, da, nu o să puteți să ascundeți chestia asta la veșnicie, la un moment dat o să se vadă, dar trebuie să vorbiți cu un părinte sau cu cineva mai matur. Am avut un iubit, ne-am despărțit după un an și părinții mei nici măcar n-au știut gen. Cum am spus la primele întrebări, că nu înțeleg cum voi puteți să ascundeți chestia asta, că eu, față de ai mei, n-am cum să ascund absolut nimic. N-am cum, efectiv. Nu pot, odată e firea mea, ăsta e caracterul meu. Așa n-am cum să înțeleg părinții care nu-și dau seama. Relație de un an și părinții ei nici măcar nu și-au dat seama. N-au știut. Când eu, de exemplu, adică tu, uite, de exemplu, am tu știe cel mai bine că am momente în care nu mă simt bine și mami nu e în preajma mea și primesc un mesaj. Mami, ești bine? A, ori nu le pasă părinților. Nu există așa ceva. De fata chiar să pricepe să ascundă chestii sau ce minte? Chestia ta mă liniștește teribil. Cum poți să ascunzi așa ceva? M-am sărutat cu o fată și mi-este frică de ce o să spună părinții mei. Asta e un mesaj de la o fată. Da. Încearcă să vorbești cu ei. I don't know. Altă chestie de genul. Am o relație de un an și 4 luni și ei mei nu știu. Da, nu știu, nu pot. Chestia asta chiar nu pot să le înțeleg. Îmi place de fostul prietenei mele, cele mai bune prietene, și nu vreau să o trădesc, dar îmi place de el. Deci să înțeleg că îți place de fostul prietenei tale și nu vrei să fii împreună cu el pentru că nu vrei să-ți trădezi prietena. Da, e o chestie complicată. Practic, nu o trădesc pentru că e fostul ei, dar în același timp mă pun și în locul ei, probabil n-ar vrea să te vadă cu el. Dar dacă chestia asta te face pe tine fericită, prietena ta ar trebui să înțeleagă și... E așa. Chiar că eroare. What? Mi-am înșelat iubitul și încă suntem împreună, dar nu știe. Da. Ok. Iubitul meu a aflat că sunt adoptată și s-a despărțit de mine ieri. Păi asta înseamnă că nu te iubea. N-ar fi trebuit să fie o problemă între voi doi faptul că tu ești adoptată. Și ce rău în a fi adoptat? Nu înțeleg. Din punctul meu de vedere, dacă te ajută cu ceva, mai bine că nu mai sunteți împreună. Am lăsat însărcinată pe cineva. Dacă și aș dorea chestia asta, să fiți niște părinți buni. Ce pot să vă zic? Când eram supărată pe mama, mă urcam pe dulap să mă găsească. Omul pe iangăn. Îmi e frică de întuneric chiar și acum la 14 ani. Ca să vă zic un secret al meu și mai ales ție, cea care mi-a lăsat acest mesaj, stai liniștită, mie mi-e frică de întuneric și acum la aproape 19 ani. Nu, pe bune, și nu mi se pare o chestie de râs, da, probabil e un pic funny atunci când o zici, dar chiar nu-mi place întunericul și chiar mă sperii de întuneric și... Chiar se sperie de întuneric. Da, mi-e frică. Mai ales dacă spun, vine bau-bau, mamă, mă ia la toare. Ok, da, asta e amuzant, dar chiar e foarte, foarte adevărat. Uitați, acum și voi știți un secret despre mine, vorbesc foarte serios. Termină, păi nu, când e întuneric. Când e întuneric și spune vine bau-bau, da, mi-e frică. Și nu pentru că am fost speriată când eram mică cu bau-bau. Chiar ai mei nu m-au speriat cu bau-bau. Pur și simplu mie frică de întuneric de când sunt mică. De mai ales spațiile mici. Fără lumină, aia mă sperie cel mai rău. Că bau-bau poate să mă prindă mai repede că e cam era mică. Dacă e mare, logică. Da, deci mie mi-e frică de întuneric și I don't know. Nu e o chestie de care să-ți fie jenă. E pur și simplu omenesc și firesc, da. Am 16 ani și nu am avut niciun iubit, nici măcar primul sărut. Ce nu pot eu să înțeleg e de ce ai lăsat emojul ăla așa, gen trist, la final. E foarte ok, înseamnă că nu te-ai simțit pregătită până la vârsta asta de așa ceva. Și e o chestie... Sau că nu ți-ai găsit persoana potrivită. Da, exact. Și o chestie foarte ok. 16 ani e foarte bine dacă se întâmplă după să ai un iubit sau primul sărut. Mie mi se pare că... copilăria. Da, ți-ai trăit copilăria și te-ai bucurat de ea. Bine. Bravo ție! M-am sărutat cu iubitul prietenei mele.
Spicy, spicy! Am 18 ani și am o fetiță de 4 ani. Wow! Adică și cum tu ai avea o fetiță de 4 ani. Da, da, exact. M-am băgat bolduri. Ce? Am băgat bolduri în scaunul profesoarei de română și a picat un alt coleg vinovat. Mi se pare corect. Da, în primul rând nu înțeleg de ce ai băgat bolduri, de ce ai face una ca asta unei profesoare și în al doilea rând, fii matură și asumă-ți responsabilitatea. De fată? Da. Mamă! Asumă-ți responsabilitatea, du-te și cere-ți scuze colegului care a picat vinovat. Îmi plac doi băieți în același timp, ce să fac? Da, da, nu știu, m-a întrebat ce să fac. Alege-l pe al doilea, știi de ce? De cuzarul. Nu, alege-l pe al doilea, știi de ce? E o vorbă. Din moment ce îți place de un băiat, dar după apare al doilea pe care îl place, înseamnă că pe primul nu l-ai plăcut suficient. Da, corect. Creier, nu? Corect. Da, dă cuzarul, furor, Antonio. Vezi care este? Am o latură sensibilă pe care nu vreau să o arăt la toată lumea pentru că mi-e frică. Da? Fiecare dintre noi are o latură sensibilă și consider că e foarte frumos. Și important e să o arăți cui trebuie. Da, să ai grijă cui o arăți, da. Da, dar nu ar trebui, că uite, mi-ai zis aici că mi-e frică. Nu ar trebui să-ți fie frică. Ar trebui pur și simplu să fii foarte încrezător pentru latura aia sensibilă, să zici că latura aia sensibilă te face special, unic și deosebit. Și să nu-ți fie frică că o ai, să o arăți cu cum consideri tu că merită. Să fii așa cum ești tu de fapt, natural, iar da, oamenii care te iubesc te vor iubi așa cum ești tu. Clar. Anul trecut mi-am înșelat iubitul cu tatălui. Mama! Serios? A fost cu el? Da. Nu pot să cred. Poftim. Nu cred așa ceva. Nu pot să înțeleg cum e posibil. Când nu vreau să ies afară, îmi mint prietenii că nu mă lasă mama să ies. Good job! Acum țin dietă, dar mănânc dulciuri pe furiș. Și asta ce dietă e? Deci, încă o dată, recitim. Acum țin dietă, dar mănânc dulciuri pe furiș. Deci acum ții dietă, dar mănânci dulciuri. Da, mi-e rușine să arăt lumii cine sunt cu adevărat, deoarece ar putea să mă creadă prea diferită. Nu îmi place cum gândești, ar trebui să ai mai multă, mult mai multă încredere în tine, să te iubești pe tine mult mai mult și de asta suntem special și fiecare om este special, pentru că e diferit. Deci așa că arată lumii cine ești cu adevărat. Pentru că s-ar putea să surprinde anumite persoane, într-un mod plăcut. Am plăcut un băiat după cum arăta, iar după mi-am dat seama că are un comportament urât. Și chestia asta ne arată că comportamentul, ceea ce e înăuntrul nostru, e mult mai important decât ceea ce poate vedea absolut oricine. Și nu trebuie să catalogăm o carte după copertă. Da, exact. Și în sensul bun și în sensul rău. Da. Chiar dacă cartea e frumoasă până exterior, poate să fie urâtă. Comportamentul contează mult mai mult decât aspectul fizic. Poate să fie frumusețea frumuseților. Dacă e urât prin interior, degeaba. Da, astea au fost secretele voastre. Vă dați seama că sunt mult mai multe. Sunt sute, mii de secrete pe care le-am primit. Și vă sunt super recunoscătoare că ați putut să vă deschideți în fața mea și să-mi scrieți atât de multe secrete pe care voi le aveți. Vă dați seama că am încercat și eu să le aleg pe cele mai interesante sau să nu mă repet de atât de multe ori, deși majoritatea secretelor se asemănau între ele. Sper din suflet că v-a plăcut acest vlog. Dacă vreți să facem partea a doua, nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Nu uitați să rupeți butonul ăla de like. Să strângem cât mai multe like-uri la acest vlog, pentru că dacă strângem multe like-uri, asta mi-arată că vouă v-a plăcut vlogul și poate o să facem partea a doua. Scrieți-mi în comentarii ce ați vrea să mai vedeți voi pe canalul meu de YouTube, vloguri, idei și așa mai departe. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare! Mua!